din nou în direct. În urmă cu puțin timp, Bercea Mondial a fost eliberat după 8 ani de închisoare, fix în dosarul pentru care i-a dat șpagă lui Mircea Băsescu, pentru ca Traian Băsescu, președintele României la acea vreme, să-l scape de pușcărie. Avem primele imagini cu Bercea Mondial în libertate, iată. Cea mai bună pușcărie din țară e asta, de la Dolbeta, Tunul Severin. Ce vreți să faci în continuare? Ce să fac? Bine! Cum v-ați simțit? Cea mai bună pușcărie și cadre și director.